Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Oituzul a fost vizitat de o delegație franceză. Majorări salariale la primăria Cașin. Primarul comunei Dofteana, Ioan Bujor, obține finanțare pentru asfaltarea drumurilor afectate de inundații. Luni 24 aprilie, în comuna Oituz, a avut loc un frumos eveniment sugestiv intitulat Copilăria prin magia tradițiilor oituzene. Desfășurat în parteneriat cu două școli gimnaziale din localitate, Asociația Sfântul Voievod Ștefan cel Mare Hârja și Asociația Amitié Roman Saint-Leu-la-Forêt, Franța, gazdele au prezentat un spectacol francofon în vederea întâmpinării oaspeților francezi în cadrul proiectului cultural-educațional de învățare a limbii franceze. Proiectul își propune să realizeze ateliere francofone, literatură și teatru, muzică și dans, gastronomie franceză, învățare și consolidare a limbii franceze cu ajutorul membrilor Asociației Franceze în perioada școlară, altfel și a vacanței de vară, când vor veni două echipe formate din 1-2 membri ai Asociației Franceze pentru a susține ore de conversație în limba nativă. Dar și un schimb de experiență între profesorii din Oituz și Saint-Leu-la-Forêt, cu organizare de tabere francofone, cu participarea și a copiilor francezi, iar elevii din comuna Oituz vor fi prezenți în Franța cu spectacole de teatru francofon. Fiind luni dimineața. Se pare că ne mișcăm mai greu, dar începem. Dar am impresia că am ajuns la întâmplare, pentru că lundi, și nu întâi că le-am pădăcut să fac. În continuare, o să prezint persoanele care reprezintă diverse instituții centrale și locale. On va présenter les personnes qui représentent les diverses institutions locaux et centraux de Bordeaux. După care voi adresa câteva cuvinte despre comuna Oituz. Et après, je vais dire quelques mots sur notre commune d'Oituz. Va fi o prezentare mai mult administrativă. Ce sera une présentation surtout administrative. Urmând ca Părintele Simeon să prezinte Oituzul istoric. Par la suite, le Père Simeon, il va présenter notre Oituz istoric. Avem bucuria și onoarea să avem alături de noi. Nous avons l'honneur et la joie d'avoir parmi nous pe domnul deputat din partea Parlamentului României, Mircea Fechet. Monsieur Județul Bacău, domnii subprefecți Narcis Gitaru și Gabriel Lupu. Domnul viceprimar al comunei Oituz, Ovidiu Bacaru. Doamna director și cu domnul director. Și bineînțeles, doamna Luciana și cu doamna Raluca. Cred că este pentru prima dată când comuna Oituz primește o delegație din străinătate. Notre commune reçoit une délégation de l'étranger. Și mai ales atât de numeroasă. Et surtout tellement nombreuse. Dacă privim la toți cei prezenți din sală, si on regarde tout le monde qui est présent aujourd'hui, putem constata emoțiile tuturor. On constate que tout le monde a plein d'émotions. Dar și bucuria că sunteți alături de noi. Mais aussi notre joie de vous avoir parmi nous. Mulțumesc!
La Oituza a fost prezentă o delegație numeroasă, printre care s-au aflat 8 membri ai Consiliului de Administrație al Asociației Franceze, alături de președinta acesteia, doamna Raluca Moulinier. Au avut intervenții 2 membri ai Consiliului din cei 8, respectiv domnul Jacques Petiar și domnul Pierre Yves. Prezent la eveniment a fost și primarul comunei Claudiu Petrișor, deputatul băcăuan Mircea Fechet, președintele PNL Bacău și cei 2 subprefecți ai Bacăului, Narcis Jitaru și Gabriel Lupu. Bonjour à tous. Bună dimineața tuturor. Nu puteam să plec spre București astăzi fără să mă opresc și aici. Je pourrais pas partir vers Bucarest aujourd'hui sans m'arrêter tout d'abord ici. Pentru că eu cred că este firesc și normal. Parce que je crois que c'est tout à fait naturel. La fel cum a făcut-o și domnul primar mai devreme. Tout comme monsieur le maire l'a fait avant. Care mi este și prieten și coleg de partid. Je vais préciser que monsieur le maire est aussi mon ami et il est aussi mon collègue de parti politique. Să vă urez bun venit în județul Bacău. Bun venit în România. Je vous souhaite la bienvenue dans notre département et dans notre pays. Și să vă mulțumesc pentru toate lucrurile minunate pe care le-ați făcut în ultimii 30 de ani în județul nostru. Et je tiens à vous remercier pour toutes les choses que vous avez fait pendant les dernières 30 années dans notre département. Vă mărturisesc că și eu am 3 copii și știu cât de importantă este infrastructura școlară. J'avoue că moi aussi j'ai 3 enfants et je sais très bien combien c'est important les écoles. Tocmai din acest motiv apreciez cu atât mai mult eforturile dumneavoastră, la fel cum îmi permit să vă spun că una dintre prioritățile administrației locale și ale Parlamentului este tocmai învățământul. J'apprécie beaucoup vos efforts et je tiens à préciser că nous on est beaucoup l'éducation est une préoccupation principale pour le Parlement et pour la classe politique de Roumanie parce que les enfants sont le vrai investissement d'aujourd'hui. N-am venit singur, am venit cu cei 2 subprefecți, tocmai ca să acord atenția cuvenită acestui eveniment. Știi, pas venu seul, je suis venu avec monsieur le subprefect. Deux subprefecți, voilà. Dacă am fi avut 3, aș fi venit cu 3 subprefecți. Si nu aveai 3, j'aurais été ici avec tous les 3. Însă, în încheiere, dați-mi voie să adaug un singur lucru. À la fin, je vais ajouter encore une seule chose. Se spune că bagheta franțuzească e cea mai bună din lume. On dit que la baguette de la France est la meilleure du monde. Dar vreau să știți că pâinea pe care ați gustat-o la venirea dumneavoastră aici. Mais je veux que vous sachiez que le pain que vous avez goûté à votre arrivée ici. A avut pe lângă ingredientele clasice pe care sunt sigur că le cunoașteți. A côté des ingrédients classiques que vous connaissez très bien, la farine, le sel, l'eau, voilà. A avut dragostea oamenilor care trăiesc în aceste locuri. A aussi l'amour des gens qui vivent dans ces lieux, dans ce pays. Oameni care și mie îmi sunt foarte dragi și care m-au încântat cu tradițiile pe care astăzi vi le împărtășim. Este o zi deosebită pentru comuna Oituz, pentru toți cei care trăiesc aici, care învață aici, pentru că iată am avut astăzi un număr impresionat de copii care ne-au prezentat tradițiile locale, frumusețea locală și preoții de asemenea ne-au prezentat într-o zonă extraordinară istorică, ceea ce ne interesează foarte mult pentru acest județ. Transmitem o dată și am transmis și limba franceză, salutăm. Francezii au fost mai mult decât încântați de prestația copiilor sub îndrumarea profesorilor de franceză. Ținem să vă mulțumim pentru primirea făcută.
copilași care sunt dirijați de, într-un mod extraordinar, de profesori, de domnii directori și, bineînțeles, totul este făcut pentru că oficialitățile, domnul primar, domnul viceprimar, toți cei care sprijină copiii au reușit să creeze ce am avut astăzi. Cum știți, probabil, asociația noastră, să vă spun în două vorbe, are bucuria să vă cunoască astăzi, pentru că noi de 30 de ani am făcut tot felul de... am adus sprijin alte vechi. Adică avem legături cu Valea Zeletinului, sigur că ați auzit despre acest lucru. Și având în vedere că doamna Luciana Pascu este de trup și suflet din zonă, sunt ani de când îmi vorbește și ne vorbește despre dumneavoastră. Am avut bucuria să vă întâlnesc anul trecut și, cum vedeți, când am găsit formidabil, am dorit să vin la dumneavoastră. Suntem 24. Așa că am venit în forță, ar fi dorit să vină și alții, sper să vină în viitor, anul viitor. Deci să vă cunoaștem și să putem să vă sprijinim în toate minunatele acțiuni care le întreprindeți. Am fost total impresionat de scenete, doamnele profesoare și doamnele care au ajutat să fiți felicitați de toți, pentru că ați făcut lucruri absolut deosebite. Dansurile, cântecele, ce au vorbit în franceză, este impresionant. Așa că vă felicităm din suflet. Ce să spun, astăzi este ziua în care avem întâlnirea. Am să las pe colegii mei să spună și două vorbe. Mulțumim domnilor viceprefecți care au fost cu noi, domnul deputat care este alături de dumneavoastră. Transmiteți salutările noastre și, cum să spună, felicitările la toți cei care vă sprijină. Și sperăm să, în continuare, să ne vedem. Bonjour, monsieur. Bonjour à tout le monde. Donc, bonjour les enfants, mais encore qui sont partis. Merci pour la qualité de votre accueil, la chaleur, avec le fameux célèbre soleil d'Olotouze qui nous a accompagnés jusqu'à... Asociația franceză Amitié Romain Saint-Leu-la-Forêt este o organizație prezentă în România, respectiv în județul Bacău, din anul 1991. A sprijinit dezvoltarea localităților prin proiecte concrete, de la dotarea instituțiilor cu mobilier școlar, dotarea cabinetelor stomatologice cu microbuze școlare, dar și cu multe alte ajutoare extrem de importante. Primarul comunei Dofteana Ioan Bujor a obținut finanțare pentru asfaltarea drumurilor afectate de inundații. Timp de 5 ani s-a luptat primarul comunei Dofteana Ioan Bujor pentru a obține finanțarea pentru un important proiect de infrastructură, asfaltarea drumurilor afectate de inundații din localitate. Proiectul a fost depus în 2018 la Compania Națională de Investiții, iar cu ajutorul bugetului primăriei, acesta va fi implementat. Proiectul vizează asfaltarea a 10 km de drumuri, care includ strada Băltiș, strada Canton din Bogata, strada Soci din satul Cucuieț, strada Chiscului din satul Larga, strada Osoi din Dofteana și strada Ariniș, Sălcilor, Zorilor și piciorul Calului din Seaca. Aceste străzi au fost afectate de inundații în trecut, ceea ce le-a deteriorat foarte mult și le-a făcut uneori impracticabile. Pe lângă asfaltare, proiectul prevede și consolidarea malurilor cu gabioane pe strada Socilor pe o lungime de 200 de metri și o înălțime de 6 metri. Aceste măsuri vor ajuta la prevenirea inundațiilor în viitor și vor asigura o circulație sigură și eficientă pe drumurile din zonă. Valoarea totală a proiectului este de peste 100 de miliarde de lei, aproximativ 2 milioane de euro, iar primăria Dofteana va contribui cu aproximativ 7 miliarde de lei, respectiv 140 de mii de euro din bugetul propriu. Implementarea proiectului a început. Mai multe detalii aflăm în minutele următoare de la primarul comunei Dofteana, Ioan Bujor. În anul 2022 am început modernizarea străzii Băltiș și nu numai, prin turnarea unui singur strat de asfalt, numit binder, apoi în toamnă și în primăvara aceasta am făcut regula de scurgere a apelor pluviale, iar astăzi am turnat, sau turnăm mai bine zis, ultimul strat de asfalt, numit stratul de uzură, după care
ne vom deplasa la celelalte străzi, pe strada cantonului, tot aici în satul Bogata. De unde bani pentru lucrări? Pentru că sunt foarte multe lucrări în Dofteana și cred că banii sunt aceiași pentru toată lumea, nu? Cum de reușiți? Da. Deci sursa de finanțare pentru acest drum și alte străzi, cum ar fi cantonului, în afară de Băltiș, cum ar fi Piscului din satul Larga, cum ar fi Spărău Socilor din satul Cucuieț și alte străzi din satul Seaca, am obținut o finanțare de la Compania Națională de Investiții, pentru că aceste drumuri în anul 2018 au fost inundate. Și uitați, din anul 2018, din cauza faptului, din birocrația care este în România, tot am făcut proiecte, tot am făcut tot felul de avize și aprobări, până când, uitați, în 2023 se va finaliza acest proiect care este destul de lung, care vom asfalta peste 16-17 străzi în localitatea noastră. Deci de 5 ani vă chinuiți cu proiectul acesta? Sigur, de 5 ani ne chinuim cu proiectul acesta, pentru că are și pentru consolidarea malurilor, mă refer pe Prăvul Socilor în Cucuieți, acolo avem pe o înălțime de 6 metri gabioane și pe o lungime de 200 de metri. Iar a tergiversat mult, pentru că o trebuie să obținem toate aprobările de la Agenția de Mediu, de la Apele Române și toate celelalte avize necesare, plus de asta, în funcție și de finanțarea care vine de la Compania Națională de Investiții, efectiv aceștia sunt bani de la Uniunea Europeană. Revenim la strada Băltiș, mă uit aici, s-a făcut prin proiectantul probabil a făcut o rigolă generoasă de preluarea apelor de pe afluenți, de pe pereți. Da, dacă vedeți dumneavoastră, deci strada Băltiș este poziționată de așa natură, aici mai sus e pădurea care aparține ocolului Silvic Târgu Ocna și de pe toți versanții acestea colectează apa pe această rigolă și o conduce în părăul care face legătura dintre părăul Mărului, cum spunem noi, și râul Trotuș. Oamenii spuneau că aici erau mereu probleme din cauza viturilor sau apelor puternice care coboară. Da, drumul în general a fost de fiecare dată impracticabil, întrucât tot aici sunt mai multe sonde de petrol care sunt în extracție la ora actuală. Cei de la petrol cu greutăți mari, cum trec ei pentru rezolvarea situațiilor de la sonde, normal că niciodată drumul nu putea să fie așa cum trebuie și scurgerea apelor au deteriorate toate șanțurile, de așa natură apele le intra în curțile oamenilor și le străca toată recolta sau în cel mai rău caz le-au intrat și în beciuri și în curțele lor apa. De acum încolo sperăm să nu mai fie niciun fel de probleme de acest fel. Despre buna colaborare a primarului Comunei Dofteana Ioan Bujor cu autoritățile județene aflăm în minutele următoare de la consilierul județean Vasile Budacă. În Dofteana nu se opresc asfaltările, aș putea spune, chiar dacă suntem în săptămâna patimilor, primarul Bujor nu ia pauză pentru a dezvolta această comună. Avem aici o investiție de aproximativ 2 milioane de euro, investiție realizată prin Compania Națională de Investiții, numai inundațiilor din anul 2018, de cât înțeleg de la domnul primar. Un primar gospodar care le-a promis locuitorilor de aici că va asfalta și iată că se ține de cuvânt. Un primar mai mult decât gospodar, un primar aflat la cel de-al patrulea mandat, care a făcut din comuna Dofteana una dintre cele mai frumoase comune din județ și, de ce nu, din țară. Este un primar apreciat care a știut să atragă atât fonduri europene, fonduri guvernamentale, cât și să chibzuiască bugetul comunei pe care o păstorește de 4 mandate, așa cum vă spuneam. În calitate de consilier județean, cred că a făcut nenumărate drumuri dumnealui la Consiliul Județean, la președintele Consiliului Județean, pentru a obține finanțare pentru diferite proiecte. Și e genul de om care, dacă îl dai afară pe ușă, va intra cu siguranță pe geam până nu-și atinge scopul, nu se lasă. Cu siguranță, domnul primar este un apropiat al președintelui Consiliului Județean. Consiliul Județean și-a îndreptat privirea către această localitate. Chiar în această perioadă se desfășoară un proiect comun, o asociere, prin care se asfaltează un drum în alt sat al acestei comune, în satul Larga. Deci, cu alte cuvinte, domnia sa nu-l ratează nicio linie de finanțare, nicio posibilă sursă de finanțare pentru a, să zicem, îmbunătăți condițiile de trai ale locuitorilor comunei.
E clar că domnul Bujor accesează tot ceea ce se poate accesa pentru această comună și asta cred că se vede cu ochiul liber. Și un mesaj, pentru că suntem în perioada, să zicem, premergătoare sărbătorilor pascale, cu toții ne pregătim să întâmpinăm, pentru cei care ne urmărește, le transmite. Ținând cont că suntem în perioada sărbătorilor pascale, urez tuturor sărbători binecuvântate, cu liniște sufletească, cu încredere și cu nădejdea că vor veni vremuri mai bune. În ultima ședință a legislativului local, primarul comunei Cajin Cosmin Curelea a propus spre aprobare aleșilor locali un proiect ce vizează majorarea salariaților angajaților primăriei. De altfel, salariul primarului și viceprimarului se mărește cu 1000 de lei retroactiv pe ultimele 6 luni, în condițiile în care, în aceeași ședință, a solicitat și aprobarea unui împrumut de aproape 300.000 de euro, cu o dobândă de circa 100.000 de euro. Mai multe detalii în minutele următoare. Un proiect de hotărâre pentru aprobarea acestei hotărâri cu împrumutul, la articolul 3 scrie: din bugetul local al comunei Cașin se asigură integral plata, iar serviciul anual de datorii publice locale se întinde pe 3 ani, deci pe 30 de luni, nu pe un an de zile. Deci valoarea împrumutului este promovată la 1.300.000 de lei, perioada de depozitare 30 de luni, perioada de plată 6 luni. Ce înseamnă asta? 36 de luni înseamnă 3 ani. Ea se întinde conform ceea ce doamna Jocaru a scris aici, probabil că a fost la o bancă și s-a oferit această ofertă, pe 3 ani, pe 2023, 2024, 2025. Da? Iar dobânda în final va ajunge undeva la 242.103 lei, adică la 2 miliarde jumătate. Vă rog frumos să ne lăsați în pace, dacă noi vă apropăm vouă salariul și nu avem și noi un drept și plicat prin lege. În urma rapoartelor de specialitate din partea biroului de specialitate, secretarul, vidii, contabilul, Înscătul. Aici un birou care Înscătul. Mai sunt persoane care vreau să strig la cuvânt? Sau mai am ceva de răspuns? Așa v-ați mai întrebat? Nu, asta v-ați răspuns, asta m-a întrebat ultima dată. Vor mai fi licitații. Eu am încredere și cu canalizarea, și cu asfaltarea, eu tot deci nu este ca pe nivel de cetățenie că noi cerim o sumă mare. Este vorba practic de o sumă modică, pe 5 luni de zile, 50.000 de lei. 50 de lei. Adică, nu 50 de lei. Adică nu e o sumă, zici că, nu, 250 de lei. 250 de lei. Deci nu e o sumă colosală. Nu am nimic. Că vă trebuie cetățenie că noi cerim acum 10 de miliarde aici. Da? Primar, nu va lua. Și domnul viceprimar, mai mult, da, salariul este mare. Aparatul de specialitate. Și noi va face referat și vom propune. Bun, ce acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 27 aprilie, cerul va fi în cea mai mare parte înnorat, pe alocuri ne va zâmbi soarele, mercurul în termometre urcă până la valori de 12 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 4 grade Celsius. Vineri 28 aprilie, cerul va fi parțial înnorat, ne vom bucura pe timpul zilei chiar de soare. Mercurul în termometre ajunge la valori de 14 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de 2 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.